aș între două lumi, Istanbul. Și recunoaște, abia aștept să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici celelalte destinații externe directe pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Magazinelor Imer a crescut cu încă unul. De acum ne găsești și în Hălăucești, pe strada Bisericii, peste drum de Liceul Teoretic Bogdan Vodă. Vă așteptăm cu o gamă largă de produse la prețuri fără concurență. Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Îți place să călătorești, dar nu știi unde? Aeroportul Iași te aduce mai aproape de Paris, să vezi cele mai frumoase muzee. Sau de Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. În mai puțin de două ore, descoperi un oraș între două lumi, Istanbul. Și recunoaște, abia aștept să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici celelalte destinații externe directe pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Știri de ultimă oră. Cercetătorii au descoperit ceva mai flexibil decât pânza de păianjen pe care se legănau elefanții. Vorbim acum cu unul dintre cercetători, doctorul Flexitus Creditus. Așadar? Da, se pare că împrumuturile CRE FlexiCredit sunt cel mai flexibil lucru din univers. Dobânzi reduse, fără taxe de înscriere, fără giranți. Asta a mai descoperit doctorul Flexitus Creditus. Promoția este valabilă până pe 30 iunie. Seara, bun găsit la știrile Actualitate TV. Sistemul de alimentare cu apă potabilă, marea problemă a cetățenilor din suburbia Blăgești, nu a fost pus încă în funcțiune, așa cum s-a promis în campanie electorală. Apa Vital anunța că până la finele lunii mai, sistemul de alimentare cu apă va fi pus în funcțiune, iar cetățenii vor beneficia de apă. Dar, în realitate, aceștia continuă să care apa cu bidoanele de la cișmele din localitate. Totul se dovedește a fi încă o mare minciună promovată de șefii operatorului județean în cârdășie cu edilul municipiului și aparatul de propagandă al acestuia. Realitatea este alta decât cea promisă oamenilor din Blăgești. Copiii, tinerii sau bătrânii parcurg zilnic distanțe foarte mari până la izvoarele cu apă potabilă. Venim de la aproximativ 200 de metri. Deci e greu. Apă pentru consum sau pentru... Apă pentru consum, pentru... Pentru ce avem nevoie. De cât timp cărați? De ani, de zile. De
25-30 de ani în continuu să cară așa. Da, vedeți, s-a tras o conductă pentru alimentare cu apă pe marginea drumului. Sperați că o să vină și pe strada noastră? Să sperăm că vine. Deci lucrează, dar lucrează greu. Și am mers o săptămână în plin, după care au făcut pauză, au pus hidranță și în rest s-a oprit. Promisiuni uitate după campanie. Pe strada principală, operatorul Apa Vital a montat conducta pe o distanță de aproximativ 2200 de metri, însă aceasta nu a fost pusă în funcțiune. Concomitent cu aceste lucrări, o parte din oameni au săpat șanțul pentru a se branșa, dar mulți nu au bani de materiale. De când m-am însurat, din 80. Aveți conducte trasă la poartă acum pentru alimentare cu apă? Da. Și v-ați acordat? M-am acordat, da. Trebuie să mai fac căminul și trag eu rubinet și am fost. Și cât v-a costat? Deocamdată m-a costat aproape 2 milioane, acum, cu țava și cu rubinetul. Dar trebuie să mai fac căminul, trebuie să plăgesc cu oamenii, iar după aia să iau rubinetul de să-și cu țava care vine. Dacă aici trebuie să iau apometru, iar 2 milioane și ceva. Apometru numai, 3 milioane apometru. V-a făcut cineva un deviz de lucrări, v-a spus cât v-ar ajunge să aveți apă în curte? Cam, așa, vreo 12 milioane, cu totul. Și acum nu știu când s-o trage, noi plătim acum, dar tragem, dăm banii, facem, dar și nici când vine apă. E conducta o trasă, dar pe nu știi când. Șefii Apa Vital au mințit încă o dată pășcănenii. Locuitorii străzii principale din Blăgești ar fi trebuit ca până la această dată să beneficieze de apă. În campania electorală, presa a servit primarului îndemna cetățenii din Blăgești să nu plece urechea la bârfe. Mai mult, printr-un comunicat, Apa Vital anunța următoarele. Pentru a înlătura orice neînțelegere sau greșită interpretare a investițiilor realizate de către SECE Apa Vital, informăm pe această cale cetățenii din suburbia Blăgești a municipiului Pașcani că la sfârșitul lunii mai acestui an se va finaliza investiția în valoare de aproximativ 4,3 miliarde de lei vechi în realizarea rețelei magistrale de apă, începută în anul 2015. De-a lungul drumului principal, de la intrarea dinspre Târgu Frumos până la bariera spre Pașcani, în lungime totală de 2200 de metri. Investiția din fonduri proprii cuprinde inclusiv execuția propriu-zisă a branșamentelor locuințelor individuale pentru clienții care își vor manifesta dorința de a încheia contracte de furnizare. Branșările vor începe odată cu darea în funcțiune a conductei magistrale din suburbia Blăgești, respectiv până la sfârșitul lunii mai 2016. Scrie în comunicat Apa Vital postat pe site-ul BIT TV în data de 20 aprilie 2016. Au întors-o ca la Ploiești. După campania electorală, Apa Vital și-a schimbat atitudinea. Actualitatea TV a solicitat o serie de informații legate de această investiție pe care vi le prezentăm. La întrebarea când va fi pusă în funcțiune magistrala, reprezentanții operatorului ne-au comunicat. Lucrările din cadrul acestui proiect vor fi finalizate până pe data de 15.07.2016, mai fiind necesară realizarea următoarelor lucrări. Montarea a 2 hidranți de incendiu, spălarea conductei, readucerea amplasamentului la stadiul inițial. Conducta va fi pusă efectiv în funcțiune după 15.07.2016, data exactă urmând a fi stabilită după realizarea testelor de presiune și de calitate a apei, care vor fi făcute după spălarea conductei. Se arată în comunicatul remis de Apa Vital. Referitor la branșamentele locuințelor, reprezentanții operatorului au mințit încă o dată populația. Lucrările se vor executa numai pe banii beneficiarilor. În conformitate cu prevederile legale și cu normativele ANRSC aflate în vigoare, cheltuielile de branșare sunt suportate de beneficiari, operatorii realizând execuția lucrărilor. Excepție fac branșamentele realizate în cadrul proiectelor cu finanțare UE, în cazul cărora prin contractul de finanțare sunt acoperite inclusiv cheltuieli de branșare. Se mai arată în comunicatul celor de la Apa Vital. Primarul tace. Se pregătește de zilele municipiului. Am încercat astăzi să obținem un punct de vedere despre această situație și de la primarul municipiului Dumitru Pantazi. El nu a răspuns la apelurilor telefonice. Cum este posibil ca reprezentanții operatorului Apa Vital să-și schimbe de la o zi la alta gândirea, este ușor de înțeles. Încă o dată se demonstrează faptul că pentru a ajunge la putere, unii candidați au fost în stare să facă orice. De la finalul lunii mai ar fi trebuit pusă în funcțiune conducta de alimentare cu apă pe care angajații Apa Vital au montat-o
în suburbia Blăgești. Din păcate, la momentul de față, conducta este în pământ, dar nu este pusă în funcțiune. Cetățenii care s-au branșat parțial la sistemul de alimentare de apă pe care cei de la Apa Vital l-au realizat, nu au încă apă în imobile. Oamenii nu au beneficiat de branșamente gratuite, așa cum se afirma, ci își plătesc singuri costurile pentru a se branșa la acest sistem de alimentare cu apă pe care, repet, Apa Vital ar fi trebuit să-l pună în funcțiune la finalul lunii mai, așa cum se anunța în campania electorală. Roșcănenii se pot bucura în acest weekend nu doar de concert în aer liber, ci și de internet gratuit în zona stadionului municipal, acolo unde se vor desfășura zilele municipiului Pașcani. Este oficial, astăzi a fost făcută o vizită în teren pentru identificarea locurilor unde vor fi montate ruterele wireless. Astăzi vor merge cei de la NextGen alături de informaticianul primăriei în zona stadionului municipal pentru a identifica punctele unde vor fi montate ruterele wireless, pentru ca la zilele municipiului Pașcani să beneficieze toată lumea de internet wireless gratuit acolo în zonă. Rețelele de socializare vor fi luate cu asalt de cei care vor să țină la curent prietenii virtuali cu atmosfera din cele 3 zile. Vestea este cu atât mai bună cu cât aflăm de același serviciu gratuit care se va întinde pe durata 2 luni la ștrandul municipal Pașcani. Așadar, la ștrandul municipal va fi liber la navigat. Cei de la NextGen ne-au mai oferit încă un serviciu gratuit. Timp de 2 luni de zile, la ștrandul municipal va fi și acolo montat internet wireless gratuit. Acest proiect este implementat de către informaticianul primăriei și oricine poate naviga online de pe telefoane, tablete sau laptopuri în toate zonele din municipiu unde au fost amplasate ruterele. Reprezentanții primăriei au anunțat astăzi numărul exact al asociațiilor de proprietari care funcționează în acest moment în municipiul Pașcani. Deși în acte există 40, funcționale sunt doar 37. Situația este în atenția opiniei publice din prisma faptului că operatorul de apă canal Apa Vital a anunțat că din ianuarie 2017 vor desfășura relații comerciale doar cu blocurile în care funcționează astfel de asociații. În momentul de față, în evidențele primăriei municipiului Pașcani, sunt 40 de asociații de proprietari, din care funcționează 36. Vorbind despre acest aspect, zilele trecute a fost eliberată hotărârea judecătorească pentru înființarea unei noi asociații în municipiul Pașcani de proprietari. E vorba de asociația de proprietari al blocului P2 de pe strada Calea Iașului. Aceștia urmează să depună ultimele documente la primăria Pașcani și să funcționeze ca și a 37-a asociație de proprietari din municipiul nostru. În ceea ce privește programul și activitatea prestată de către cei de la compartimentul asociației de proprietari din primăria municipiului Pașcani, aceștia se deplasează săptămânal sau chiar de 2 ori pe săptămână, dacă este cazul, la vechile asociații de locatari sau la reprezentanți de scară sau la alte persoane interesate, unde se lasă documentațiile sau lista de documente pe care aceștia trebuie să o întocmească pentru înființarea unei asociații de proprietari. În acest context, angajații compartimentului de îndrumare și înființarea asociației de proprietari se deplasează săptămânal în teren pentru a convinge pe cei ce locuiesc la bloc să se asocieze. Cea mai de temut proba bacalaureatului 2016 a trecut pentru absolvenții de liceu. Astăzi a fost susținută proba obligatorie a profilului. Matematica a dat bătăi de cap unora, în timp ce istoria a relaxat pe alții. Rând pe rând, elevii care se află în febra examenelor părăseau selile de clasă. Anul acesta, la nivelul de municipiu, au fost înscriși mai mulți elevi la această probă, întrucât această materie a dat bătăi de cap elevilor și în anii anteriori. La Colegiul CF Unirea, Centrul de Examinare pentru Liceele din zona Vale, a fost forfotă mare astăzi. Andreea Tomi, echilibrată în gândire, așa cum s-a mai remarcat și până acum, a definit proba de astăzi ca fiind proba de foc pe care a trecut-o cu brio. Subiectele au fost ușoare, nu pot să zic că au fost foarte grele. Mă așteptam la ceva mult mai ușor, dar nu mi-am făcut probleme, am stat și m-am concentrat și am încercat să fac tot posibilul să-mi ridic foarte mult nota. Înainte de această zi? Normal că am avut, cred că am avut cele mai mari emoții la această probă, pentru că am muncit foarte mult înainte, dar când am văzut subiectele, emoțiile mi-au trecut treptat. Mai departe, ce carieră vrei să urmezi? Mergi pe partea de sport? Sport combinat cu puțină medicină, o să fac kinetoterapie la Alexandru Ioan Cuza. A fost bine, doar că m-am curcat puțin. La ce ai dat? La matematică. Foarte ușoară. Ce ai dat? La matematică. M1? Nu, M2. Ai găsit ceva de la subiecte?
Nu, toate chiar au fost foarte ușor. Nu mă știam să fie așa de ușor. Deci mi s-a părut... Păi, cred că o să iau un 8-8-50, cam așa am calculat eu. Ăsta e un fel de minim. Acum nu știu, o să vedem pe 12 când o să afișeze. În continuare, vineri va avea loc proba la alegere în funcție de profilul liceal absolvit, care se susține la una din cele 10 materii, respectiv geografie, chimie, fizică, biologie, informatică, filozofie, logică, psihologie, sociologie sau economie. Afișarea rezultatelor se va face pe 12 iulie la vizierele liceilor și pe site-ul bacalaureat.edu.ro. La 12 km de municipiul Pașcani, o mână de adulți cu suflet de copii au găsit o alternativă pentru petrecerea vacanței de vară. În comuna Ruginoasa, 130 de copii dornici să învețe din tainele meșteșugurilor tradiționale românești și nu numai, s-au înscris la tabăra de creație intitulată Comorile Untrice. Atelierele propuse, dar și activitățile din pauza de divertisment sunt gândite special pentru toate categoriile de vârstă și au menirea de a promova patrimoniul cultural, material. Cu siguranță, cei care vin zilnic la aceste activități, împărțite pe ateliere, au găsit cea mai bună alternativă de a petrece vacanța de vară în Ruginoasa, într-un mod educativ. Suntem deja la cea de-a treia zi a taberei de creație Comorile Untrice, în care copiii, deși am împărțit pe sesiuni și am promis că vom lucra cu 20-25 de copii, astăzi, de exemplu, avem 55 de copii, nu putem să-i trimitem acasă, întrucât toți vor să lucreze în aceste ateliere, avem 5 ateliere. Atelierul de pictură religioasă, care a fost și anul trecut, atelierul de artizanat și artă populară, în care ne-am propus să confecționăm singuri costumele populare pentru ansamblul nostru, atelierul de dansuri populare, atelierul foto, proaspăt înființat, și atelierul de teatru pentru păpuși, în care în această sesiune ne-am propus să confecționăm păpușile pentru teatru de păpuși. Astăzi, la parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel, am găsit-o și pe Petruța Sacară. Tânăra artistă iubește să vină la tabăra de creație, unde învață foarte multe lucruri noi și leagă prietenii frumoase. Eu am dorit ca în vacanță să particip la o tabără de creații și mie îmi place foarte mult aici, de aceea am împărtășit mai multe lucruri. Ce atelierul face ție? Atelierul de pictură. La fel de încântați sunt și restul participanților. Astăzi am putut descoperi entuziasmul unor elevi care încă învață, deși sunt în vacanța de vară. Adrian și Tina țineau mereu un aparat foto în mână, surprinzând în poze activitățile colegilor. Foarte frumoasă, deci mi-am făcut foarte mulți prieteni, câțiva i-am mai văzut prin oraș, câțiva chiar sunt foarte minunați. Ce atelier îți place ție cel mai mult? Atelierul de fotografie, deoarece facem poze, admirăm peisaje și, de exemplu, astăzi trebuia să facem poze la peisaje. Și eu cu colegul meu am reușit să pătrundem toate peisajele frumoase de pe aici. Păi, nici nu am cuvinte ca să mă exprim cât de frumos este. Ai fost și anul trecut sau e prima dată? Am fost și anul trecut. Și anul acesta de ce ai ales fotografia? Păi mie îmi place foarte mult să fac poze și m-am bucurat foarte tare când am găsit un atelier de fotografii. 130 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 22 de ani își dau întâlnire pentru experiențe de neuitat, demne de a fi povestite în toamnă la începerea unui nou an școlar. Județul Iași a avut reprezentanți marcanți la Forumul Administrației Publice Locale de la București. Evenimentul a fost organizat de Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în perioada 4-5 iulie 2016. La discuție au participat Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, Maricel Popac, președintele Consiliului Județean Iași, senatorul Florin Constantinescu, deputatul Sorin Iacoban și secretarul de stat Bogdan Alexa, vicepreședinte al ANRSC București. Forumul a fost structurat pe discuții în plen și ateliere de lucru, unde au fost abordate teme legate de parteneriatul dintre guvern și administrația publică locală, de strategia de dezvoltare teritorială a României și de dezvoltarea economică și, nu în ultimul rând, de strategiile naționale în sprijinul autorităților locale. De asemenea, au mai fost discutate aspecte care vizează finanțările prin fonduri europene și de la bugetul de stat pentru dezvoltarea locală și regională, dar și chestiuni legate de cadastru, amenajarea teritoriului, urbanism, precum și dezvoltarea durabilă. La dezbaterile de ieri au participat și președintele României, Klaus Iohannis. El a pledat pentru un parteneriat real între administrația publică centrală
Mâine nu se vor ține audiențele la Primăria Municipiului Pașcani. Anunțul a fost făcut de către purtătorul de cuvânt al municipalității, care a argumentat această decizie. Se pare că singurul motiv este ședința extraordinară care va avea loc mâine, începând cu ora 10, suplanându-se altfel cu intervalul oral al audiențelor săptămânale. V-am solicitat pentru a vă transmite prin sau pentru a transmite prin dumneavoastră cetățenilor, în special celor înscriși mâine la audiențe, faptul că mâine nu vor mai avea loc aceste audiențe, asta din cauza faptului că are loc ședința extraordinară de Consiliul Local de la ora 10, iar timpul ar fi prea scurt și chiar nu ar avea cine să țină aceste audiențe. Cei care au depus deja cereri erau aproximativ 10 cereri depuse. Trebuie să știe că aceste audiențe vor fi reluate de joia viitoare. Toți cei care au depus cereri rămân în continuare înscriși, nu trebuie să mai depună altă cerere, iar cel mai probabil săptămâna viitoare ori domnul primar, ori doamna viceprimar va sta de vorbă cu cetățenii și va încerca să rezolve aceste probleme. MAI diversifică modalitățile de plată a taxelor pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere, acestea putând fi achitate prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau în numerar. Menționăm că plata numerară a acestor servicii nu se mai face prin caseriile Check Bank. Plata numerar se poate face la caseriile unităților trezoreriei statului. Puteți comenta sau dezbate știrile și pe site-ul nostru online www.unespașcani.com, cât și pe Facebook www.unespașcani.com. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, nu ezitați să ne contactați la numele de telefon afișate pe ecran. Știrile actualitate de vise încheie. Vă doresc o seară frumoasă!